a încercat să scoate din țară rezervă de tutun pentru dispozitive electronice și acum riscă până la 10 ani de închisoare. Vorbim despre un moldovean de 36 de ani care a fost reținut fiind bănuit de tentative de contrabandă. Acesta a fost prins încercând să scoată din țară marfă în valoare de peste 1,3 milioane de lei. Potrivit Procuraturii Generale, incidentul a avut loc marți la postul VAMAL Giurgiulești. În urma scanării cu raze X, ofițerii serviciului VAMAL au depestat un ascunziș sub forma unui perete dublu în compartimentul marfar. Acolo au fost găsite peste 38.000 de pachete de rezerve de tutun în asortiment cu timbre de accize ce aparțin unui producător ucrainean. Deși conducătorul a declarat inițial că autovehicolul este gol, preliminar valoarea mărfii ar depăși 1,3 milioane de lei. Procurorii au stabilit că șoferul, în vârstă de 36 de ani, este din Moldova, iar autocamionul era înregistrat în Rusia și se deplasa din țara noastră spre Turcia. Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore și este bănuit de tentativă de contrabandă. Dacă va fi găsit vinovat, riscă până la 10 ani de închisoare.